Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri, iată care sunt titlurile zilei. Accident mortal la Vârț. Romanescu vrea o sancțiune mai aspră pentru Rotaru. Pandurii a stopat seria fără înfrângerea Znagovului. Un bărbat în vârstă de 50 de ani din orașul Rovinar și-a pierdut viața după ce a intrat cu mașina într-un cap de pod. Accidentul a avut loc sâmbătă pe DN66 în localitatea Vârț. Potrivit poliției, conducătorul auto a pierdut controlul asupra volanului și s-a izbit de un cap de pod. Un alt bărbat în vârstă de 46 de ani, pasager al mașinii, a fost rănit grav. La fața locului s-a deplasat o echipă operativă care a constatat că un bărbat de 50 de ani din orașul Rovinari, în timp ce se deplasa cu un autoturism pe drumul național 66, localitatea Vârț, nu a adaptat viteza la condițiile de drum, iar într-o curbă a pierdut controlul direcției și a intrat într-un cap de pod. În urma impactului, conducătorul auto și un bărbat de 46 de ani, pasager în auto, au fost răniți grav, fiind transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Ulterior, conducătorul auto a decedat ca urmare a vătămărilor corporale suferite. Poliția a deschis dosar penal pentru ucidere din culpă. O căruță a fost pulberată de pe șosea sâmbătă seara în satul Răchiți, comuna Runcu. 3 persoane au ajuns la spital. Potrivit polițiștilor, căruța nu era semnalizată corespunzător, iar căruțașul, un bărbat de 53 de ani din comuna Telești, era băut. În urma impactului a rezultat rănirea conducătoarei auto, o tânără de 26 de ani din București, a unui bărbat de 33 de ani, pasager în mașină, precum și rănirea căruțașului. Din cercetările efectuate de polițiști la fața locului, s-a stabilit faptul că o tânără de 26 de ani din municipiul București, în timp ce conducea un autoturism pe drumul național 67D Runcu, nu a observat la timp un vehicul cu tracțiune animală condus de un bărbat de 53 de ani din comuna Telești, nesemnalizat corespunzător pentru deplasarea pe timpul nopții, intrând în coliziune cu acesta. În urma impactului a rezultat rănirea ușoară a căruțașului, a conducătoarei auto și a unui bărbat de 33 de ani, pasager în autoturism, fiind transportat la spital pentru îngrijiri medicale. În urma testării cu etilotestul pentru căruțaș a rezultat o alcoolemie de 1,17 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Polițiștii au întocmit dosar penal și continuă cercetările. Un incendiu a avut loc duminică în satul Celei, orașul Tismana. Numai puțin de 3 clăi de fân au ars în întregime. Pompierii au intervenit cu 2 autospeciale cu apă și spumă și au reușit să stingă incendiul. Cel mai probabil, focul a fost pus intenționat. Duminică după amiază, ISU Gorj a fost solicitat să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la 3 clăi de fân în satul Celei, oraș Tismana. La fața locului s-au deplasat 2 echipaje din cadrul gărzii de intervenție Tismana, care au intervenit cu 2 autospeciale de lucru cu apă și spumă pentru localizarea și lichidarea incendiului. Valoarea pagubelor este în curs de evaluare. Un tânăr de 22 de ani din orașul Turceni a fost reținut de polițiști pentru 24 de ore după ce sâmbătă 13 octombrie a intrat în anexa unei gospodării din comuna Borăscu, de unde a furat mai multe scule electrice și sticle cu băuturi alcoolice. Cel care a anunțat poliția a fost tocmai păgubitul, un bărbat de 40 de ani. Postul de poliție Borăscu a fost sesizat de un bărbat de 40 de ani din comuna Borăscu cu privire la faptul că persoane necunoscute i-au sustras dintr-o anexă a gospodăriei sale mai multe scule electrice și sticle cu băuturi alcoolice, prejudiciul fiind în curs de estimare. La data de 14 octombrie anul curent, în urma investigațiilor efectuate de polițiști, a fost identificat un tânăr de 22 de ani din orașul Turceni, bănuit de săvârșirea faptei, bunurile sustrase fiind recuperate parțial și restituite persoanei vătămate. În baza probatorului administrat în dosar, fatele tânăr a fost dispusă măsura reținerii pentru o perioadă de 24 de ore, fiind introdus în centru de reținere și arestare preventivă al IPJ Gorj. Cercetările continuă în cadrul unui dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat. Potrivit legii, furtul se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă. Primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu, nu își dorește ca șeful direcției de patrimoniu, Marian Rotaru, să scape din nou doar cu o mustrare scrisă. Astfel că edilul va apela la Comisia de Disciplină. Marian Rotaru a fost fotografiat în timp ce una dintre subalterne îi făcea pedicura, astfel că de această dată nu mai poate fi vorba de o neglijență, ci de o faptă mult mai gravă. Singura sancțiune pe care o poate da primarul în urma acestei note explicative este mustrare scrisă. Eu cred că abaterea de care discutăm nu se încadrează în această reglementare, adică nu este doar pentru abatere scrisă. Și de aceea mă voi adresa Comisiei de Disciplină pentru a putea să vină cu o propunere în urma analizei pe care o va face. I-a mai dat odată mustrare scrisă, e adevărat, este contestată acea
acea sancțiune pe care am dat-o acum 9 luni, acum un an de zile. Și urmează ca membrii Comisiei de Disciplină să analizeze toate aspectele, să convoace comisia, să convoace toți oamenii care ar putea să ne dea, toate persoanele, toți angajații din primărie și nu numai, care ar putea să dea detaliile necesare și ulterior să-mi facă o propunere. În urma scandalului din presă, două dintre angajatele Direcției Publice de Patrimoniu au ajuns la spital. Liderii de sindicate din sănătate se tem pentru modul în care va arăta viitorul contract colectiv de muncă la nivel de sector. După primele negocieri dintre Ministerul Sănătății și sindicaliștii confederațiilor sindicale, lucrurile nu stau deloc bine. Cristian Aldescu, participant la negocieri din partea Cartel Alfa și președinte al Federației Ambusan, susține că dacă se va continua în același fel, angajații din sănătate vor avea de pierdut în 2019 raportat la drepturile pe care le-au obținut în 2018. La un moment dat s-a vehiculat chiar o restrângere a activității pentru anul viitor în anumite unități medicale. Aldescu spune însă că este imposibil să se pună în aplicare o astfel de propunere, având în vedere exodul cadrelor medicale din ultimii ani și deficitul de personal pe anumite specialități. Chiar și în spitalele gorjene și la serviciul de ambulanță este deficit de personal. Mulți medici și asistente au ales spitale din afara țării unde sunt plătiți mult mai bine. Luni au debutat oficial lucrările de modernizare a infrastructurii de electricitate pe Calea Eroilor din Târgu Jiu. Compania de electricitate din municipiu a alocat suma de peste 2 milioane de lei pentru înlocuirea stâlpilor de iluminat. Vor fi aduse echipamente de iluminat moderne. În plus, toate cablurile de transport a energiei electrice sau cablurile internet TV vor fi coborâte în subteran. Astfel, aspectul estetic al zonei va fi în mod simțitor îmbunătățit. În anii următori se va trece și la modernizarea infrastructurii rutiere și la punerea în valoare a căii eroilor, pe care sunt amplasate operele Masa Tăcerii, Poarta Sărutului și Coloana Fără Sfârșit, realizate de sculptorul Constantin Brâncuș. Cetățenii comunelor Runcu și Arcani vor beneficia de un serviciu public comunitar local de evidență a persoanelor. Astfel, aceștia nu vor mai parcurge 10 de kilometri pentru eliberarea unui act de identitate sau pentru stabilirea reședinței în actul de identitate. Tăierea panglicii a fost făcută de primarul comunei Runcu, Adi Câmpeanu, prefectul județului Ciprian Florescu și președintele Consiliului Județean Gorj, Cosmin Popescu. O nouă investiție, deschiderea unui punct de lucru în ceea ce privește evidența populației, punct de lucru care va deservi un serviciu public care va deservi cetățenii din localitățile Runcu și Arcani în primă fază. Din ce am înțeles, colegii mei primari au discutat și cu localitățile Lelești și Peștișani în viitor. Eu cred că este binevenit, având în vedere că avem peste 5600 de locuitori în comuna Runcu, peste 2000 în comuna Arcani. Și cetățeanul nu mai face 10 de kilometri către Târgu Jiu pentru a-și face un buletin, a-și renui buletinul și e mult mai aproape de funcționarul public. Încă o dată îi felicit pentru că sunt necesare. Vorbeam cu colegii mei de la Evidența Populației, cred că sunt 13 centre de asemenea natură în tot județul, centre care, așa cum am spus, vin în sprijinul cetățeanului, în primul și primul rând pentru a avea la timp actele de identitate la zi și scutesc 10 de kilometri. Primarul Adi Câmpeanu spune că de astăzi toți locuitorii comunelor Runcu și Arcan sunt așteptați la serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor. Suntem pe raza localizației Runcu și inaugurăm un nou sediu al unei noi instituții pe raza localizației Runcu și anume sediul serviciului public local de evidență a persoanei. Asta înseamnă că începând de astăzi localitățile Runcu și Arcani, care sunt arondate la acest serviciu public local, cetățenii acestor două comune vor face buletinele începând de astăzi la Runcu. Spuneți-ne cât de important este un astfel de serviciu într-o localitate precum este Runcu. E foarte important, având în vedere faptul că activitatea locuitorilor comunei Runcu, Arcani și comunelor învecinate este o activitate agricolă. Oamenii sunt foarte mult plecați la munca câmpului și pentru a evita deplasările în nenumărate rânduri la Târgu Jiu să-și depună documentele, să ridice documentele, să ridice buletinul, să facă fotografie, am considerat că este necesar ca pe raza localității Runcu să fie un astfel de serviciu care este strict în beneficiul cetățenilor comunelor care sunt arondate la localitatea noastră. Cetățenii prezenți astăzi la inaugurare s-au arătat de-a dreptul încântați de această inițiativă. Am venit ca să-mi fac buletinul, acesta fiindu-mi necesar până pe data de 10 noiembrie. Îmi expiră pe data de 31 și am nevoie cât mai repede de acesta. Cum este să faci buletinul cât mai aproape de casă? Având în vedere faptul că stăm destul de departe, sunt câțiva kilometri buni până la Târgu Jiu, este chiar foarte bine.
și mai ales pentru cetățenii care au probleme de a se deplasa, este chiar foarte bine locul acesta pus și stabilit aici. Este un lucru foarte bun făcut din partea domnului primar, pentru că ne putem deplasa cât mai urgent aici, se poate face cât mai repede, nu mai este timp de pierdut. E un lucru foarte bun pentru noi. Suntem foarte mulțumiți, cred că majoritatea și toată comuna și cetățenii din comuna Runcu și celelalte comune care vor să vină aici să facă. Printre invitați s-a numărat și directorul Direcției Comunitare Județene de Evidență a Persoanelor Gorj, Ion Doinel Popescu, dar și primarul comunei Arcani, Aristică Coiculescu. Angajații Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Gorj vor beneficia în perioada următoare de un sediu nou. A avut loc licitația pentru atribuirea contractului de execuție a extinderii sediului instituției. Este vorba de amenajarea unui spațiu necesar desfășurării activității personalului care deservește instituția. De asemenea, vor fi schimbări și în ceea ce privește spațiul destinat lucrului cu publicul. Conducerea oficiului a reușit să obțină fondurile necesare de la autoritatea centrală, mai ales că în ultimii ani serviciile cadastrale au devenit din ce în ce mai importante și chiar obligatorii. Cea mai nouă manifestare care promovează tradițiile și obiceiurile locale a avut loc duminică la Novaci. Autoritățile locale și județene au pus la cale un festival în premieră pentru zona montană și submontană. Este vorba de festivalul Tocanului, dată fiind popularitatea acestui fel culinar în zona montană a județului și în special în Novaci Baia de Fier, a fost luată decizia punerii în opera unui astfel de eveniment. Sute de turiști au degustat tocanul de oaie pregătit de ciobani și alte produse tradiționale precum brânza de Novaci sau siropurile și dulcețurile naturale au fost la dispoziția vizitatorilor târgului de produse tradiționale. Pe lângă tocan există absolut toate produsele culinare specifice zonei, sunt expuse. Abia așteaptă ca după prezentări, după concurs, ca lumea să treacă să le deguste și chiar să consume, să poate chiar să-și achiziționeze ceea ce își doresc. Pe lângă producătorii de produse culinare, avem o expoziție a artelor populare de aici, a micilor întreprinzători, a tuturor care la fel este cu prezentare, cu vânzare și, bineînțeles, se va încheia cu un spectacol care, zic eu, că merită toată oastea de aici, toți vizitatorii, toți localnicii și eu le doresc o distracție plăcută. Evenimentul marchează și împlinirea 100 de ani de la încheierea exodului păstorilor ardeleni spre sudul munților Parâng și sunt toate șansele să devină unul de tradiție. Avem circa 22 de producători, toți autohtoni din zonă. Pe această cale vreau să le mulțumesc tuturor și sunt convins că va fi o adevărată competiție și cu siguranță se va repeta și în anii următori și sper să rămână o tradiție și un festival care să ducă, așa cum și la Urcatul Oilor la Munte, suntem la 54-a ediție. Evenimentul a fost organizat de autoritățile locale din Novaci, în parteneriat cu Asociația Crescătorilor de Ovine și Bovine Novaci, Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Acasă la Brâncuș, Ansamblul Artistic Profesionist Doina Gorjului, Școala Populară de Artă din Târgu Jiu, Liceul Teoretic Novaci și Școala Gimnazială Novaci. Pandurii a răpus liderul Sportul Snagov la Târgu Jiu. Elevii lui Adrian Bogoi le-au provocat ilfovenilor prima înfrângere din campionat, scor 2-0. Gazdele au intrat pe teren cu ambiția de a șterge ultimele două rezultate și au deschis scorul minutul 32 după ce Pârvulescu i-a oferit o pasă superbă lui Insiah, care l-a executat cu un șut la colțul lung pe Iacob. Vizitatorii puteau reveni în joc în minutul 36, însă Cotolan a avut o intervenție mare și l-a stopat pe Stancu. Snagova a mai irosit o șansă imensă în minutul 58 când Dănălache a driblat portarul, dar Brânzan a stopat mingea să intre în plasă printr-o alunecare perfectă. Pandurii a dat lovitura cu un sfert de oră înainte de final, când Insiah a fost ținut în careu de Ilie, iar centralul a acordat penalti pentru Gorjeni și eliminare pentru fundaș. Tudoran a transformat și astfel s-a consemnat o victorie mare a albaștrilor. Autorul golului 2 a declarat după meci că Adrian Bogoi le-a cerut elevilor să mai multă concentrare după eșecurile cu UTA și Academica. Am lucrat mai mult faza defensivă și ne-am închis bine pentru că noi jucam foarte ofensiv și de aceea am marcat și multe goluri, dar am și primit. Acum am încercat să fim mai prudenți și să încercăm să marcăm și să nu mai primim. După două înfrângeri, uitați că a venit și victoria. Suntem foarte fericiți. Ne bucurăm că am câștigat acasă în primul rând, pentru că oamenii
românii au plecat fericiți și sperăm să ținem pe aceeași linie. Tehnicianul formației noastre a spus că diferențele nu sunt așa mari în Liga Secundă, dar gorjenii trebuie să dobândească o anumită constanță dacă doresc să se bată pentru primele trei locuri. Nu știu dacă a fost surpriză, pentru că am spus și înainte de meci, noi abordăm toate meciurile la victorie, ne batem pentru fiecare punct. Diferența nu este așa de mare, vedeți, între noi, după primele 13 etape, între noi și prima clasată, Snagovul sau Clinceni, este decât de 6 puncte. Sunt foarte multe echipe în partea superioară a clasamentului angrenată în lupta asta pentru promovare. Au pornit foarte bine campionatul, cu un lot numeros, valoros, situații financiare foarte bune. Suntem și noi aproape de ei, mai sunt 9 etape până la sfârșitul campionatului, sperăm ca în continuare să acumulăm puncte, iar la sfârșitul turului să ne facem strategia pentru retur. Pandurii se află pe locul 7 cu 21 de puncte. ACS Târgu Jiu a obținut a doua victorie consecutivă din Liga Națională de Basket. Într-un meci din grupa valorică C, formația noastră a trecut pe teren străin de Rapid București, scor 87-102. Americanii au fost din nou la înălțime. Pivotul de la ACS, Kevin Allen, a bifat un double-double cu 34 de puncte și 13 recuperări, iar compatriotul său Joshua Mason a reușit 14 pase decisive. Maurice Patterson a contribuit cu alte 29 de puncte. Antrenorul oaspeților, Laurențiu Răuț, a declarat că toată echipa și-a făcut datoria, iar rezultatul este unul important. De asta am și adus, într-adevăr, încep să joace, de să acomodeze. Vreau să menționez că Joshua Mason a jucat puțin accidentat, era aproape într-un picior, cu foarte mulțumit că a reușit de 14-4, dați pe care 7 recuperări, a fost și aproape de double-double. Patterson și Coalen au făcut ambii, au făcut double-double. Și nu numai, am avut, eu sunt bucuros în primul rând că am avut 5 jucători care au marcat peste 10 puncte, ceea ce este foarte important. Atunci arată că și jucătorii de pe lângă ei își fac treaba și vreau să menționez că pe lângă asta am avut și două absențe, Vlad Robernanu care este răcit și Alex Deconescu care încă și-a venit după acea problemă de genunchi. Cu toate astea, trebuie să facem un meci bun. Sunt mulțumit, nu prea sunt puțin dezamăgit de aproape, pentru că am primit 87 de puncte. Într-adevăr, Rapid o echipă cu experiență, jucători experimentați, și au adus și ea și vă duci străini în bat, un sârb, un american, dar eu zic că am făcut un meci foarte bun. ACS Târgu Jiu va întâlni joi, 18 octombrie, de la ora 18, formația Atletic Constanța. Meciul contează pentru faza a doua a Cupei României. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Accent TV, sunt Ana Maria Giurea și vă mulțumesc pentru atenție.